Insula grecească Rodos este mistuită de flăcări. Mii de turiști au fost evacuați, iar pompierii se luptă din greu cu incendiile devastatoare. Pe insulă au fost trimiși de urgență și pompierii români care se află în peninsula Elena pentru a ajuta la stingerea focului. Acesta ar putea deveni cel mai călduros weekend din ultimii 50 de ani pentru o lună iulie în Grecia. În Rodos, imaginile sunt devastatoare, iar situația devine critică de la o oră la alta. Incendiile au cuprins deja mare parte a insulei. Vântul puternic a amplificat flăcările, care au început să se îndrepte către zonele turistice. Asta a făcut ca mii de turiști și localnici să fie evacuați din case și hoteluri spre zone mai sigure ale insulei. Străzile au fost împânzite de către cei care au primit vestea că insula trebuie evacuată. Cu bagajele după ei, oamenii s-au îndreptat către autocare, iar alții au plecat pe cale maritimă. Operatorii de turism au dispus ca zborurile charter să aterizeze pe insulă fără pasageri, pentru a prelua călătorii care doresc să părăsească insula. 19.000 de persoane au fost evacuate preventiv. Printre cei aflați în Rodos sunt și mai mulți români. Până la acest moment, la nivelul ambasadei României, nu au fost primite solicitări de asistență consulară. Reprezentanții misiunii diplomatice au fost contactați la numărul de telefon de urgență de mai multe persoane aflate în zonele afectate de incendiu, care au informat că numărul cetățenilor români aflați în zona de evacuare ar fi de aproximativ 25-30, toate persoanele aflându-se în afara oricărui pericol. Pompierii români aflați în Grecia au fost trimiși de urgență pe insula Rodos pentru a ajuta la stingerea focului. 52 de militari au fost îmbarcați de îndată și au plecat pe cale maritimă către insula mistuită de incendii. În timp ce în Rodos situația este de-a dreptul dezastruoasă, la Acropole turiștii nu au ținut cont de căldura insuportabilă și au format cozi interminabile la unul dintre cele mai importante obiective turistice. And I'm trying to collect myself again and waiting to see this. I've wanted to see this my entire life. I hope I can make it. Înarmați cu sticle cu apă, ei au vizitat celebrele ruine pe o căldură de aproape 45 de grade. Very hot, but it's okay. Got some shade, got some water. So. Mai mulți voluntari de la Crucea Roșie au amplasat corturi de prim ajutor la umbră, ce au fost gata să intervină. Because of the heat wave, to give water and to provide first aid to the whole people and the people that they are working to the whole area of the Acropolis. For me, it's easy. Because I'm here 10 years. For me it's easy, but it's very, 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 very difficult. But I like it. I'm a little crazy. Obiectivele principale din Atena au fost închise în acest weekend între orele 12 și 17 din cauza codului roșu de caniculă. Acesta ar putea deveni cel mai călduros weekend din ultimii 50 de ani pentru o lună iulie în Grecia.